Salut, v-am găsit la un nou episod dintr-o nouă serie sau miniserie de pe acest canal. Este vorba despre Punch Club. Am auzit foarte multe despre acest joc, zicându-se că are un rating foarte bun, nu știu. Am auzit că are o grafică retro și că are un gameplay destul de bun și că sunt niște easter egg-uri pe care le vom vedea pe parcursul jocului. Nu știu exact la ce să mă aștept. Eu am mai jucat în trecut. Și da, o să-mi fac un personaj nou, nu o să joc cu acela, pentru că am terminat jocul, dar nu mai țin minte exact. Am jucat acum un an, dar am zis să țin jocul ăsta pentru că n-am văzut niște râng și da. Deci da, băieți, dacă vă place ce fac eu pe acest canal, nu uitați să dați like, share, subscribe și coment, dacă știu, dacă mai vreți, de fapt, să mai fac episoade cu acest joc. Și haideți să dăm play. Am să dat aici totul la option și dăm asta, ce nu știu cine, cred că am jucat, în fine. Dăm empty și zicem aici Alberto. Pam, pam. Gata. Și să vedem ce se întâmplă. Deci este vorba despre un bărbat cu doi copii, cred că aceia sunt copiii lui. Yeah. Până să avem grijă de amuletele noastre, că o să ne ajute. Mama voastră vă sună. Ok. Da, și în jocul ăsta este vorba, nu știu, am înțeles că trebuie să te antrenezi și după aia să te bați și să răzbun tatăl care ar fi acesta și cam ăsta ar fi obiectivul tău și pe parcurs găsești mai multe chestii. Iar acela nu știu cine era care l-a omorât pe acest om și acesta este un fiu, dar nu știu unde este celălalt. Ok. Ok, hai să vedem. Asta cred că este un polițist. Dar lipsește amuleta de la gâtul copilului. Oh, și cred că am început. Mi-a sunat telefonul. Ia. Hello. Take your lazy ass. Ok. Ok. Bine. Hai. Ah, să mergem aici. Sper că se mișcă cât de cât bine. Mare și puțin lag pentru că, da, nu știu. Hai să facem câteva flotări. Pac, și ne dă aici la stamina. Și ăla e strength, cred. Și ne dă și agility. Și acum ne arată că, da, ne este foame. De aici. Ia. Newspaper. A, trebuie aici. Oraș sau unde? Ce trebuie să facem acum? Ah, înțeles. Ah. Ați văzut un copt buz. Aici vă. Băi. Nu știu ce să zic. Dacă zic runaway, of, trebuie să mă bat. Ok, și acum, a, deci
Asta sunt mișcările lui. Bă, nu știu dacă îl putem bate, dar... Deci să punem asta aici. Ad. Și asta. Dar nu știu de ce jocul nu se vede full, adică tot. Chiar nu știu de ce e asta. Deci l-am luat de pe aptul și am înțeles că, jocul ăsta ar fi comod, adică gen... E la bani, putem înțeles. În fine. Nu știu exact. Că așa dăm fight. Eu nu cred că putem să-l batem pe grasul ăsta. Mamă, frate. Bă, măcar un pom să nu fie... Mamă, m-a rupt. Bă, frate, dar... În fine. First fight. Yeah. Okay. Okay, tipul ăsta se numește Mic. Apu. Ok, hai să mergem la magazin. O bani. Ok, mic și ce facem acum? Dăm click pe el și... Ok, spune că avem potențial și vrea să ne facă un campion, deci ăsta va fi managerul nostru, cred. Aha, și ne spune că este o ligă de amatori. Ok, să mergem la Silver, tipul de la gym, de la sală. Okay. Pe oraș și mergem la sală. Bye, bus. I'm Mick, say that I can train you again. No. Ok, l-am zis pe Silver. Ok, și acum ne spune că se... Da, ne putem antrena acum în această gimnastică. Cert. Sign up. Ok, și acum să mergem la sală. Vedeți, nu ne-am dat bani acolo sus. Hai să mergem mai întâi la asta. Ia, asta nu știu la strength. Pa. Da, filmez pe Android. Ok, stai, dă-te jos, frate, că nu mai... E asta? Cine ești asta? Asta și la stamina și la... Asta e aia, nu sunt de la toate. Hai să mergem și aici, și aici. Ți-e foame, hai să mergem aici la aparatul ăsta. Păi, bam 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 bam. Le cumpărăm din toate, că ne dă bani. Vedeți? Ma. Hai că le-am făcut totul la maxim și acum să continuăm exercițiile. Agility, agility, stamina, agility. Imediat.
La level 2 la agility. Și la string vreau acum. Level 2 la toate. Așa. Și aici. Așa. Ia să vedem. Oraș. Și acum ce trebuie să facem? Cum am antrenat? Mergem acasă? Mai mergem acasă. Ah, a trecut o zi. Ziua 2. Ia să vedem. Să mergem la magazin. Trebuie să băuit ăsta. Da, putem. Hai să mergem la magazin. Aici ne luăm. Aha, am zis și papul. Oh. Iată, asta vrea să ne batem. Ia să vedem, hai să-l batem pe ăsta. Ia. Păi. Ce mult îi dăm asta. Perfect. Ia mă ia. White. Bă, să mișcă că am început. Fie. Dacă nu-l batem, ce se întâmplă? Cred că dacă nu-l batem, ne face de râs. Cam asta e treaba. Bă, dar ne cam bate ăsta, nu-i glume. Bate destul de grav. Mamă, ne luăm bătaie, clar. Ce mamă? Băi, frate, ce pot să fac, mă? Să schimbăm? Să dăm asta remove și să punem pasta. Poate merge mai bine. Am mai avut ceva? Nu. Dai. Fight. Hai mă frate, că putem să-l batem. Bă, dar nu mai combo. Cam echilibrată runda asta. Deci asta are mai multă agilitate, stamina la fel ca noi. Și strength mai puțin de agilitate, are foarte bine lucrată, ca să zic așa. Ia. Hai mă, că dacă nu mai ne dă niciun pom, nu putem să-l batem. Hai, bă, se putea să ne dea și un pom, nu? Ia. Bă, nu. Mamă, și-a prins combo. Mamă, bă, ne face asta, am ce să fac. Dar m-am antrenat cât am putut, că nu m-a lăsat mai mult. Famă, păi. 4 din 20. Frate, n-am ce să-i fac ăsta. Cred că o să ne bată, dar... Poate printr-un mâinac... Poate printr-un miracol prindem și noi un combo bun și i-o dăm. 56, 54. Mamă, bă, stai că ne dă un pumn, ne dă combo de 6. Nebun? Mamă. Cred că dacă... Da, oh, shit. Dar are mai puțină stamina. Poate putem să-l... Mamă, păi nu, că frate... Da, nu. Da, ne-a bătut. Cred că ne bate, frate. N-ai ce să-i faci lui ăsta. Oricum, el are mai multă viață decât noi. El are 95, adică a avut, și noi 92. Cam strâns meciul ăsta. 38, 39, nu știu ce să zic. Depinde de noroc acum. Da, 6 din 20.
Deci casierul ăla are la ce să se uite. De fapt, vânzător. Are și el puțină... Rating, nu știu. Mă, ne poate ăsta, mă, trăițar. Ce putem să facem? Că dacă mă... Ia să încercăm. Posibil să-mi iau bătaie în runda asta, în runda 7. Da, mamă, mamă, ne-a făcut un pumn. Mamă, 15-21, 14-21. Mamă, 19, haide, dă-i, 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 dă-i. Hai, mă, ferește-te, bravo, sau fă ceva, apără-te, nu știu. Mamă, băi, 12 cu 17, cam... Foarte, foarte echilibrată în emoții, nu știu. Trebuie să-l batem, că dacă nu, pa! Haide, mă, frate, chiar așa de prost ești. Nu, gata, s-a dus. Nu, gata. Tu nu uite cum se ferește ăsta, frate. Ne-a rupt. Runda 8, pa. Nu mai ne face, gata. Hai, mă, cred în tine. Dă-i, 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 dă-i mufă, dă-i mufă. Dă-i, dă-i, dă-i. Hai, mă, frate, ce naiba. Ăsta mai are 42 stamina. N-avem 100%, deci. Ăsta e dezavantajul lui. Haide, haide. Este boss. Este. Bravo, bravo, băiatule. Bravo, bravo. Bravo. Ok. Ok, asta ne mulțumește. Meet Casey. Ok, dar să ne luăm și noi ceva de la magazin, că de asta am venit aici. Sau hai să vorbim de mic. Ok, și acum hai să luăm mâncare. Ok. Luăm și noi câte, da, de 7. Ok, și aici 7. Pac, și vedeți, ne cresc banii. 621 de dolari. Ok, hai să mergem acum la Casey, la pizzerie. Hai să venim și pe jos. Ia, Meet Casey. Am înțeles că de la asta pot să iei niște misiuni care fac referință la testoasele ninja. Ar fi stregul. Și întrebați cu ei, nu știu. Case. Păi, să luați New Casey. A, uite, nu, special pizza. Ok. Luați New Casey. Ok, deci... order pizza, ia. Ok, și hai mă să facem deliver. Deliver pizza. Tat. Facem așa bani. Mamă, uite câți bani am făcut. 6.413 dolari. Dar trebuie să mâncăm urgent că rămânem fără energie. Și nu mai putem să mergem la sală. Order. Dar... O, lor, ne dă nimic energie de aici. Ok. Hai să mergem acum la sală. Of, nu cred că mai avem timp să... În fine, hai să... Dar nu știu, frate, de ce se vedea șampana mea. Pei. Hai. Să mergem aici. Să ne luăm.
Energizant. Am energy drink. Hai și încă 3. Sau câte mai poate băga în el, nu știu. Ok, hai. Și acum, haide să lucrăm la strength și la agility. De obicei îmi place mie să lucrez la stamina. Și de-aia nu poți să le ai pe toate egale. Lost, gained. Haide, bine. Altă zi. Acum de câte jumate, dar nu știu ce. Ok, hai să dăm aici. Oh, hai că trebuie să ne antrenăm pentru turneu. Da, și din câte am înțeles și din câte mai țin și eu minte, știu că există trei căi, ca să zic așa, calea testoasă, calea ursului și calea tigrului. Și dacă te bași pe calea de astea diferite, nu poți să le ai pe toate egale, trebuie să ai mai mult la unele și înțelegeți voi. Haideți să mai boxăm și acolo în sac. Ok, și haideți să mergem și aici. Să ne dă doar agility. Ce mai pot? Hai să facem 4 la strength. Și asta. Ah, dar să mă bat. Bă, ce e asta, mă? Dracu ăsta aici. What the fuck? Băi. My fucking God, man. Bă, mi s-a băguit. My fucking God. Bă, nu cred. Băgui jocul. Ok, băieți, am revenit. Sper, ne-a dat mai spate puțin, dar sper că fac my life. Yes. Hai să ne antrenăm. Am frate, să facem 3 la fiecare. Hai de la strength, la strength, la strength. Mamă, dar uite, se duce ziua și se duc și alea de sus, stânga. Spune și la coardă. Da, voi nu puteți să vedeți, dar în fine. Acum. Nu știu de ce nu se vede tu, habar n-am, mai de să vedea. Să mergem și aici. La asta, asta mi se pare că ne dă din fiecare. Sau da, fiecare. Ok. Să mergem la tipul ăsta. Dai. Ok, și hai să ne întrebăm și la asta și gata. Ultima. Mai mănâncă, hai. Ok, acum cred că suntem gata, hai să ne luptăm. Fight. Fight.
Ia. 3-3-3, 1-1-1, ai ușor, îl facem pe ăsta. Ia 113 pe viața asta, 71. Termine și cu stamina. E ok. Totuși avem aceleași mișcări. Mamă, că rupem. Mă, vreau să-i dau KO din prima rundă. Dar episodul ăsta vrea să fie un pic mai, nu vă așteptați o oră, 45 de minute, nu știu, 30 de minute, 30 un pic. Cam atât. Nu vreau să mângeți foarte mult, dar vreau măcar să fac și aici o luptă. Și să mai trec și pe acasă. Mă, frate, nu poți să dai 3 runde, îl faci, hai. Pam, pam, ne-a dat și câțiva puncte, dai praf. E praf, nu se compară cu Alberto, ce n-ai, băi. Dă una, mufa aia, sar toți dinții, e praf. Gata. Asta da luptă, mai zic și eu. Ia. Eu și avem 3 skill points. Yes. Hai să vedem. Kick. Un loc. Asta ce e? Tactics Learner. Hai să luăm și pe asta. Da, deci eu acum dacă gen am hack, eu pot să le iau pe toate. Ia uitați. Poac și eu când cumpăr îmi cresc. Deci uite, 4, 13. Dacă iau pe asta 13 cu 5, o să am 18 acum. Vedeți? Super tare. Deci pot să dau la toate, să am toate skill-urile de acum. Deci e super tare chestia asta, dar nu știu ce nu mai mă las acum. I don't know. Ah, trebuie să mai lucrăm la sală, da. Corect. Corect. Dar ce e chestia asta de aici? Fine. Sign up. Ok. Suntem pe poziție, pe locul 11. Ia, hai să ne batem și cu Silver, că parcă vrea să ne batem. Hai. Mamă, trebuie să-l plătim ca să ne batem cu el. Bă, lasă-mă. 5-5-5. Bă, ăsta cred că ne bate. Hai să, deci, hai să punem. O, da, asta, mamă, îl rupe. Asta și asta. Asta aici, remove. Și pune și asta. Ia, bă, să te faci. E nebun. Ia, mamă. Bă, nu știu dacă îl facem, dar are și mișcări bune, avem și noi mișcări bune. Noi când dăm un aerul pe musul, el nu prea avea asta, avem și de stamina. Nu știu, puțin să ne facă care viața mai multă și, dar totuși stă la stamina mai prost. Are viața mai multă și de asta. Are 44, nu stă la asta, până la mea. Puh. Dacă nu mai încăsăm niciun pom, nu putem să-l batem, dar mă îndoiesc. Uite că ne mai dă și el, ne mai dăm, dar în mare parte noi dominăm rundele, dar el ne dă una și ne scade. Cum adică e win? Ce am câștigat? Păi de ce am câștigat? What the fuck, n-am înțeles.
Let's go to training. Că la strâng și agility stăm super bine. Pom 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 așa. Ce putem? Da, mai putem și acolo, nu știam. Nu vedem. Ia, boss. Am revenit. Am făcut și o mică pauză. Deci, da, am descoperit că sunt mai multe chestii de astea aici în care ne putem antrena. Gata. Vreau și la strength. Hai să mergem și aici, că vreau să fac 5. Și poate mai apucăm și o luptă mică. Hai. Fuck, am pierdut ziua. Training results, ok, merge foarte, foarte bine. Merge bine. Am înțeles acum. Noi de fapt nu pierdem nimic. Pentru că, bine, normal, dacă aveai jocul fără mod sau hex sau ce naiba asta, normal, îți scădeau astea, dar nu, de fapt, ne cresc mai mult. Și nici măcar nu trebuie să ne antrenăm. Da, nu. Bă, frate, e foamele ăsta. Ia mă cât mai bună la... strength și mai băgăm și la agility puțin. Oh, nu mai putem. Nu mai putem, e prea multă sală, cred.
Bine, ne de puțin la astea, dar jumate de cerc, un sfert, n-am. Haideți să mergem aici, să băgăm pe agilitate. Hai să facem 5 și la asta. Dacă vreți să vedeți tot episodul, puteți să dați în față. Gen, ca să vedeți bătăliile și astea. Că am făcut chestii interesante în episodul ăsta, n-am stat degeaba. Oricum, jocul este foarte interesant, îmi place foarte, foarte mult. Și apreciez că are o grafică, nu știu, așa. E jocul de astea vechi, dar nu este vechi, adică nu știu când este jocul, dar da. Așa, acum facem 6? Yes, facem 6, 5, 5, super. Ok, super. Și astăzi ne batem. Ok, asta va fi ultima luptă din acest episod. Hai, fight. Deci ăsta... Cam profanat, ok, și ăsta. Păstrăm aceleași mișcări. Cred că ăsta este... și mai bună ability move pe care l-am în momentul de față. Ia să vedem. Îl facem pe tip, îl facem, îl facem. Am 2 din cheio din prima rundă, te rog, este boss, yes. Cheio din prima rundă, nigga. Yes, super. Ia, ce avem aici la copăcel? Aici putem să ne mai punem skill points, nu? Da, ok. Le iau pe toate. Asta, asta. Și acum avansăm. Asta. Cross punch. Summer Vein. Red sneakers. Rice eater. Le luăm pe toate. Și acum. Wave the turtle. Technology branch. Ok, și asta. Da. Le luăm pe toate. Fast reaction, fine block, long timer. Gata. Le-am pe toate. Stai că acum mai avem și wave the bear, wave the tiger, wave the turtle. Hai, le facem repede. Asta e mai mult pe brutalitate. Se bazează pe stamina cel mai mult din câte văd aici. Da, aici rupe oase, de la ficați, cum trebuie. Da, deci cred că o să fie episodul ăsta destul de lung. Îmi ia mai mult să fac astea, nu că... Triple punch, Counter cross. Die hard. Strikes. Așa. Iron Skull. Merge și asta. Aolo. Și și asta. Am atât. A Wave the Tiger. Karate Kick. Tămaia direct cu... Îți da clar, e strength. Ok. Da, asta chiar e mișto, da. Asta e mișto. Penetrating strike, crossroads, ce mai? Unstoppable, da, și asta e mișto. Cutthroat. Bă, frate, toate sunt mișto. Cred că le folosim așa. Cool. Headed și asta ce demoralized. Oricum, normal. Nu trebuia să
avem atâtea skill point-uri active. Dar noi dacă avem chestia asta, putem. Controlled Fury. Hai să facem și la Wave the Turtle. Da. Po. Asta ce este, mă, ce asta? Asta e mai mult pe... se mișcă mai încet. Wow, voi vedeți câte skill point-uri avem acolo sus? Deci, eu când cumpăr, mi se dublează sau ceva de genul. Anger Train. Backbreaker. Chicken Knight. Forehead Blow. Brawler. Pain Lover. Hands Free. Kick Dinner. Hucklebone, n-am citit tot. Blow. Barrel Strike. Stamina. Și atât. Avem Sign Up. 20. Păi, hai să mergem puțin la sală și după aceea vom încheia episodul. Haide. Ok. Bă, dar cine da așa de puțin? Ce naiba? What the fuck? Boom. Boom. Da, merge. Pac, și hai și la cu aici la coardă. Dun. Ce mai mult mi-mi place strength-ul și cu agility, dar cred că mai mult strength. Da, forță brută, agilitate și stamina. Toate sunt bune în felul lor, dar ce mai mult îmi place mie strength-ul, cred. Și agility. Așa, să mergem și aici. Oh, shit, dar ne-e foame. Și eu să ne oprim. Ah, cred că de-aia, mă, nu ne dă, trebuie să mâncăm. Dar noi trăim din chocolate bar-uri și raturi de-astea. Energy drink, protein bar. Da, normal nu cred că e sănătos să... Adică nici măcar n-am mai dormit. Deci nici măcar nu cred că e bine. Nu, no, nu, no, nu. No, no. Mergem aici. Gata, boss. Cred că aici dă mai bine. Mergem și la asta. Oh, shit. Aia. De ce, nu știu de ce până mea să intre astea aici. Dacă aș da, nu știu dacă pot să dau un zoom sau ceva out, gen ca să vedeți toată imaginea, nu știu de ce este naiba să vede așa. Se vede penibil. Ok, facem și aici. Strength, oh yeah. Hai să facem 7. Ziua 7, string 7, yes, boss. Să facem și aici și gata. Hai să mergem prin oraș. Oraș vere. Oraș. Pana mea. Oraș. Pana mea. Oraș. Fuck my life. Bă, jocul nu vede asta. Oh my fucking god. Ok, hai să ieșim atunci. Îi dă un leave. Sau, da, ne dă de fapt el automat afară. Și acum să dăm aici. Da, acum merge. Uite, warehouse-ul aici trebuie să mergem. Mea. Bye, bus. Ia. Aici. Ok. I heard that you organize ultimate fights. Is that right? You don't like the cops, so yes. Ok. Ok, ne-am băgat. Ok. Ok, sunt chica dangerous.
Oh, stai, trebuie să mergem aici. Oh, ne batem acum? Fuck! Mamă, ce creme și creme! Yes! Scuzați-mă. Oh my god! Mamă, îl facem muci pe ăsta, îl omorâm rău. Unstoppable. Backlash, man, nigga. Way of the tiger. Way of the bear. Ta ta ta. Ta ta. Ia să vedem dacă e bine. Au, stai și mai putem să punem una. Ceva să spargem oase avem. A boss că te faci, ești nebun. Fight. Fight, man. Hai. The last fight of this episode. Ia. Mereu uit să le citesc numele la boxeri ăștia. Luptători, de fapt, nu boxeri. Mamă, eu dăm, băi, îl facem praf, băi, ești nebun. Ți minte că în același joc care am jucat, eu am făcut combo de 100, 200 și ceva parcă, deci a fost super. Oricum l-am bătut repede din prima rundă, 40 de dolari, 70 știu ce, așa. Ai câștigat, yay. Cine e ăla? Oh shit, băi, știu cine e ăla. Ăla este tipul Tasu. Seems they have met, yep, the first time. Nu știu ce, same feeling. Red eye. Here, ah. Îl face turnee, nu știu ce. Ok, și noi vrem să devenim un campion. Take the challenge. Ok, suntem și aici. Ready to challenge. Mergem aici. Ia, trebuie să mai facem ceva. Nu mai avem nimic aici. Am venit la Way of the Bear, că mi-a arătat că și că aș avea mișcări noi. Nu. La Tiger, poate. Dacă nu e la Tiger, poate la Tartar. Sau dacă nu e la Tartar, poate nu știu, dar băgui chestia asta. E, da, jocul e puțin mai buggy și mai laggy, ca ați văzut și voi. Și nu este vina mea, nu știu de ce face așa, dar în fine. Ea, cred că e la Tartar. Tartar, cred că am cele mai puține abilități, cred, nu știu. Bă, frate, nici nu știu de ce naiba mi-a apărut asta aici. Fuck this. Ok, hai să dăm aici la oraș. Mergem și pe la asta repede, 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 jur. Ia să vedem dacă are special pizza. Order, hai să mâncăm puțin. Mâncare adevărată, nu numai suplimente de alea nesănătoase. Și să-l întrebăm pe Casey, scuze, să-l întrebăm pe Casey dacă are special pizza, să vedem dacă apare easter egg-ul, sper. Oh, yes. Oh, yes. Da, merge. Yeah. Take one. Spicy pizza. O, deși are special order. Și acum să vedeți unde ne duce. Și să fac imaginația de tot. Fiți atenți unde mergem acum. Pizza delivery, nu știu ce, leave it here. Hey, what about the money? We have special pizza. With Casey, just... I know nothing about your agreement, I need money. Că auzim un UTV. Deci ăsta este un aligator sau crocodil de sanguinar. De fapt nu e. Asta este de fapt testoasa aia albastră ninja. Îl cheamă Leo, parcă Leonardo, da? Și ne batem cu el. 445. Bă, îl facem.
Și da, este de fapt o testoasă, dar face referință easter egg ăsta. Eu. Și observ că trebuie să îi bați pe toți frații și la sfârșit o să vină sensei-ul ăla. Apoi ăsta îl cheamă Bin, nu-l cheamă Leo. Frate, că m-am că episodul ăsta rău. Da, scuze-mă că l-am făcut mai lung, dar na. Episoadele viitoare cred că vor fi mai scurte, dacă vor mai fi episoade viitoare. Am făcut praf. Loading, yay, nu știu ce. That was a good fight. Da, bine, normal, te-am bătut. Cică, tot așa, my brother Mark, cică, te va bate. Asta a fost ciudat. Da, asta este buggy. Ne mai arată chestia aia pentru că da. Hai să mergem și acasă. Și să ne băgăm la somn. Oh, ia te sună telefonul. Hello? Hey, I see you started to fight. That's good. I left my old fighting guide on the table. Maybe it will help you. Thanks, Frank. Cine e Frank? Că nu e mic, nu am... Yeah, how to train. Aha, deci spune să nu mergem la toate, să alegem doar una. Aha. Ce că fighting is fun, remember that. Aha, am înțeles. Ok, hai să ne băgăm la somn. Păi băieți, cred că este de ajuns pentru astăzi. Deci da, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați like, share, subscribe și coment. Eu am fost Alberto și ne revedem în episodul următor. Pe curând!